Salut prieteni, în acest video îți voi arăta ce trebuie să faci în SEO dacă ești începător și cum să ranchezi pe prima pagină pe Google pas cu pas. De fapt, am folosit aceeași formulă și pentru site-urile mele ca să mă poziționez pe prima pagină pentru cuvinte cheie competitive. Primul pas ar fi să găsești cele 3 cuvinte cheie. Cu aceste cuvinte cheie vei crea conținut în jurul celor 3 cuvinte cheie. Uite exact cum să găsești aceste cuvinte care au concurență relativ scăzută. Cea mai simplă metodă este chiar pe Google. Google are o funcție numită autosugest. Ce înseamnă asta? Atunci când tu scrii un cuvânt, el încearcă să te completeze bazat pe datele pe care le are de la alți utilizatori care au căutat același lucru. Uite un exemplu pentru cuvântul cheie dietă. După cum poți să vezi mai sus, Google îmi sugerează alte cuvinte cheie populare. Cuvântul dietă nu este unul foarte specific, este general. Mai mult ca sigur o să avem competiție pe acest cuvânt. Însă ce putem face este să găsim un cuvânt cheie mai specific, numit long tail, adică coadă lungă. Adică un cuvânt care e format de mai multe cuvinte. Spre exemplu, dietă oșaua. Ei, aici cel mai probabil, fiind mai specific, o să găsim o competiție mai mică. Mai mult de atât, putem afla și volumul de căutări al acestui cuvânt. Volumul de căutări, adică de câte ori este acest cuvânt căutat pe lună. Ok, și acum cum putem face asta? Păi intrăm pe Google Chrome Market și folosim extensia anumită WMS. Uite ce face acest instrument. Deci, pe lângă că arată volumul de căutare lunar, îți arată și căutări similare și astfel îți dă alte idei de cuvinte cheie. E genial! O altă metodă prin care poți găsi cuvinte cheie excelente dacă nu îți vine să crezi sau nu, este Facebook. Intri pe grupul relevante industriei tale, observ ce fel de titluri folosesc grupurile de pe Facebook și apoi ce fel de întrebări pun oamenii atunci când caută un serviciu, un produs și testează-le pe Google. Încă ceva, dacă ai un magazin online, să spunem, uite-te pe Mag, la denumirile categoriilor. Ei au deja expert SEO care analizează și optimizează titlurile și structura site urilor E un site excelent pentru inspirație. Odată ce aveți cel puțin trei cuvinte cheie, e timpul să treci la pasul numărul 2. Să creezi conținut epic. Cei de la sumo au analizat peste 912 milioane de articole și au descoperit că majoritatea articolelor de pe web nu au nicio distribuire. De fapt, 94% din toate articolele au zero backlink-uri. Spuneam în videourile trecute că un backlink e o legătură de la un alt site către site-ul tău. Spuneam că au absolut zero backlink-uri și există un motiv simplu pentru asta. Cea mai mare parte a articolelor pe care oamenii le publică nu este epic. Și dacă nu e grosav, el se pierde prin mulțimea de articole, printre milioanele de postări pe blog, Facebook, videoclipuri, pe YouTube și așa mai departe. Deci, ca să iasă în evidență conținutul tău, nu trebuie să fie bun, trebuie să fie cel mai bun, trebuie să fie epic. Acum, nu există o formulă pentru crearea de conținut epic, altfel toată lumea îl face, nu? Dar există câteva lucruri de care trebuie să ții cont pentru a crește șansele ca oamenii să distribuie articolele tale și să primești backlink-uri. Ok, aici ar fi conținut lung. În primul rând, trebuie să publici conținut care este lung și în profunzime. Ce s-a observat în studiul celor de la Sumo este că în general, conținutul mai lung obține mai multe linkuri decât conținutul scurt. Acum, publicarea unui conținut ce intră în profunzime acoperă subiectul mult mai bine și crește șansele ca oamenii să distribuie acest articol. De exemplu, pe blogul meu, media articolului mele este de 1500 de cuvinte și pentru fiecare articol primesc câteva distribuiri pe rețelele de socializare. Un alt lucru ar fi să adaugi un cârlig. Un cârlig este ceva care ar face un blogger sau un jurnalist să se lege de conținutul tău. Câligul poate fi un studiu de caz, o strategie unică, un interviu rar, un instrument sau chiar o poză interesantă. Practic tot ceea ce face pe altcineva să zică, wow, trebuie să le arăți și altora chestia asta. De exemplu, acum câteva luni am creat un curs pentru începători gratuit. Pentru oameni, da? Pentru public. Această pagină, pentru că a fost plină de informații valoroase și gratuite, a primit câteva backlink-uri în mod organic. Câligul în acest caz a fost o strategie unică și livrată în mod gratuit. Acum că ai conținut epic, să trecem la pasul numărul 3. Optimizează cuvântul cheie pentru conținut. Optimizarea SEO pe pagină s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Acum câțiva ani, optimizarea cuvintelor cheie era despre umplerea paginii cu cuvinte cheie. Acum nu mai funcționează asta. În schimb, obiectivul optimizării SEO pe pagină astăzi este de a oferi context motoarelor de căutare. Da, încă trebuie să folosești cuvinte cheie pe pagina ta, Însă, de asemenea, trebuie să ajuți Google să înțeleagă subiectul general al paginii tale. Și iată cum face asta. Primul pas este să incluzi cuvântul cheie țintă în câteva locuri importante de pe pagina ta. În acest fel, Google poate înțelege despre ce e pagina ta. Mai exact, adaugă cuvântul cheie în aceste zone ale paginii. În titlu, în primele 100 de cuvinte ale paginii, în alt tagul imaginilor, în tagurile H1, H2 și H3 și în ultimele 100 de cuvinte ale paginii. Apoi este timpul să dai motorului de căutare mai mult context despre pagina ta. Și ce mod mai bun de a face asta? Prin cuvinte cheie LSI. Cuvintele LSI vin de la Latent Semantic Indexing, adică în traducere indexare semantică latentă. Cuvintele LSI sunt cuvinte și fraze care sunt strâns legate de cuvântul cheie țintă. Într-un alt mod spus, acestea sunt termeni care tind să apară în jurul cuvintelor cheie. Spre exemplu, dacă cuvântul cheie este SEO, cel mai probabil printre cuvinte vor fi și termeni precum site, optimizare, cuvinte cheie și așa mai departe. Și când vei folosi acești termeni LSI, Google va înțelege mai bine despre ce este vorba în articolul tău și automat te va clasa mai sus. Foarte simplu. Dacă ai făcut acest lucru, hai să trecem la următorul pas, Pasul numărul 4. Optimizează conținutul pentru vizitatori. Înapoi, în trecut, Google arunca baza 100% pe cine are cele mai multe backlink-uri. Da, backlink-urile sunt încă importante, dar pentru a te clasa pe prima pagină pe Google, astăzi backlink-urile nu sunt suficiente. Okay? Conținutul tău are nevoie de asemenea să fie optimizat pentru vizitatori. Asta pentru că Google acordă o atenție foarte mare la modul în care oamenii interacționează cu site-ul tău, mai ales după ultimul update în 2021. Și dacă observă că oamenii fac click pe site-ul tău și apoi se îndreaptă repede înapoi pe Google, te vor clasa mai jos. Google va înțelege ceva de genul că site-ul tău e foarte plictisitor. Dar dacă vede că utilizatorii stau lipiți de site-ul tău, ăsta e un semn că oferi vizitatorilor exact ceea ce vor. Și asta e minunat și vei obține un impuls în clasament. Acum, cum să optimizezi conținutul pentru vizitatori? Mai întâi trebuie să structurezi conținutul astfel încât oamenii să aibă informații acționabile cât mai rapid. Cu alte cuvinte, nu începe postarea cu o explicație super lungă despre de ce subiectul respectiv este important. Asta îi face pe oameni să plece de pe site. În schimb, folosește un intro scurt, apoi sar direct la ce trebuie să facă să rezolve problema. De exemplu, în acest video, eu nu ți vorbesc despre istoria SEO-ului sau despre de ce SEO e important, în schimb mă prezint rapid într-o propoziție și încep direct să spun ce trebuie să faci la început de drum. Un alt lucru foarte important este designul site-ului. Asigură-te că designul conținutului este pus la punct. Studiile arată că oamenii judecă site-ul tău în funcție de design și apoi de conținut. Deci dacă site-ul tău arată foarte vechi sau urât, te poți aștepta la o rată de respingere foarte mare. Acum nu înseamnă că site-ul tău trebuie să câștige premii pentru cel mai tare design sau mai știu ce. Însă din experiența mea, un design simplu tinde să funcționeze cel mai bine. De exemplu, dacă te uiți la această pagină, nu e nimic foarte pompos sau încărcat, dar are un design curat, ușor de citit, ceea ce ne duce la următorul pas. Construiește backlink-uri. Sunt backlink-urile încă importante pentru SEO? Răspunsul este da. De fapt, acest site a făcut un studiu despre importanța backlink-urilor în ultimii 3 ani și au descoperit că backlink-urile sunt la fel de importante astăzi ca și când au început să facă parte din algoritmii de rancare. Și dacă urmezi pașii de până acum, creare de conținut epic, optimizare pentru vizitatori, adaugi cârlige, deja ai o bază solidă pentru crearea de backlink -uri. Acum este doar o chestiune de a obține aceste backlink-uri. Acum vreau să te las cu întrebarea, te-a ajutat acest video în vreun fel? Și dacă da, ce vei încerca prima oară? Lasă-mi un comentariu mai jos și promit că o să răspund. Pe data viitoare!